acest context se cere relevată sublinierea secretarului general al partidului, conform căreia cele mai afectate de fenomenele de criză economică mondială sunt țările în curs de dezvoltare. Astfel, statisticele UNCTAD arată că între 1981 și 1987 venitul mediu pe locuitor al țărilor dezvoltate a crescut, în ciuda crizei economice, cu 11%, pe când în țările în curs de dezvoltare a scăzut cu 7%. În aceeași perioadă, încasările din exporturi ale țărilor sărace s-au diminuat cu 53 de miliarde de dolari. În schimb, încasările din export ale țărilor dezvoltate au crescut cu 400 de miliarde de dolari. Înrăutățirea situației țărilor în curs de dezvoltare este exprimată sintetic de acumularea de către acestea unor datorii externe considerabile. Condițiile oneroase de rambursare a acestor datorii impuse de capitalul financiar bancar contribuie la scurgerea în exterior.